Mâine este ultima zi de înscriere la Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Pentru sesiunea de toamnă, absolvenții de liceu au avut la dispoziție 1300 de locuri la nivel de licență, dar și de masterat. Candidații care și-au depus dosarele de înscriere în sesiunea de toamnă au avut la dispoziție 804 locuri la nivel de licență, la care s-au adăugat 42 de locuri speciale pentru etnicii români, romi și moldoveni, iar cei care au dorit să urmeze cursurile de masterat au putut alege din 566 de locuri. Au fost scoase la concurs locuri subvenționate și cu taxă, absolvenții de liceu având șansa de a beneficia de subvenții de la bugetul de stat, iar după înmatriculare, în funcție de media de admitere, viitorii studenți se pot bucura de toate tipurile de burse, burse de merit, bursă de studii, bursă socială, la care se adaugă alte facilități oferite exclusiv de către Universitatea Alba Iuliană în sprijinul studenților. După afișarea rezultatelor, care va fi în 24 septembrie, studenții sunt așteptați să se înmatriculeze, iar apoi pot depune cereri pentru obținerea unui loc în cămin. Solicitările se fac online, iar formularul de înscriere este publicat pe site-ul universității www.uab.ro.